il numele tuturor celor care au participat la tabără, aș dori să aduc cuvânt de mulțumire. În primul rând vreau să mulțumim Dumnezeu, pentru că a fost alături de noi tot drumul, n-am avut niciun incident, a fost binecuvântat de la început până la final. Am avut un timp extraordinar împreună, am avut ocazia să experimentăm toată gama de meteorologică, să spunem așa, de la furtună, la plus 6 grade, la frig. A fost deosebit, avem amintiri frumoase, ne-am luptat cu inundațiile, nu? Îi mulțumim lui Dumnezeu că tot acest timp a fost cu noi, nu am avut incidente. Singurele mici incidente care au fost, le putem pune în gama chestii normale la tabără. Vreau să mulțumim de asemenea tuturor fraților care au ajutat la organizarea taberei, la cei care au participat în orice formă, cei care au susținut cu logistică, cu butelii, cu porturi, cu whatever, cu orice. Am dorit să mulțumim deosebit și tinerilor care au fost, din punctul meu de vedere, extraordinari. Deci eu nu știu dacă, cum au fost în celelalte tabere, dar cred că au fost și mai mult tineri de data asta. Deci, se binecuvânteze Dumnezeu pe toți. Aș dori de asemenea să mulțumesc în mod special, am lăsat la urmă, surorilor de la bucătărie, nu știu dacă sunt pe aici, probabil că nu toate. Am mâncat acolo, dar am văzut că suntem de Crăciun. Deci, sarmale... ok. Și, în ultimul rând, unul dintre cele mai frumoase perioade care am avut la tabără a fost statul la foc. Și acolo, mă tot gândeam, să spun sau să nu spun. O să spun, vreau să mulțumesc în mod deosebit sorii lui Butar și fratelui Filip. Deci au fost... nici nu-mi imaginez cum ar fi arătat tabăra fără ei. Deja vreau să... Deja mă gândesc la montarea tabără, sper să fie la fel de frumoasă. A fost atât de necesară, cred că pentru tinerii noștri, nimeni nu a simțit lipsa televizorului, a internetului. Și cred că asta era scopul. Îi mulțumim încă dată lui Dumnezeu și tuturor celor care v-ați implicat. Nu în ultimul rând era să uit. Mulțumim vizitatorilor noștri, mai ales celor care au adus fructe. Ok. Și dorim să cântăm împreună o cântare, spus Salvador.